Muchas gracias, profesor. Nada más. Este scris în limba germană. Ca să ajung la această concluzie, am găsit pe internet anul 1400 și am luat la rând toate neamurile vechi care aveau importanță în anul 1400 și toate scrierile lor. Începând cu mongolul și am luat pagina cu pagina să caut litere care seamănă cu litere din manuscris. Am găsit, am mers după aceea la Cumani, codesul Cumanilor, cele două variante, la tătări, lituanieni care au fost de vreme aceea, și am ajuns la Polonie. Și spre surprinderea mea, scrie poloneze, găsesc într-o pagină literele care le-au manuscris Cumanilor. Fiindcă se era și traducea românește, n-am oferit atunci, nu mi s-a oferit atunci, dar ce era vorba? Era vorba despre alfabetul titanilor. Ceea ce se confirma faptul că acest manuscris unic este limba și scria titanilor. Dar eu știam altceva. Din Biblie se spune că am ascult domnul general de Avila. Avila e anagrama pentru Vlahia. Vlahii vorbeau limba jetică. Și am fost și eu curios să văd dacă are legătură cu limba jetică. Asta m-am bazat pe... De ce spun asta? Fiindcă în Cabara lui Papiu se zice că Moise sau Moșe, cum vreți să spuneți, a primit cartea atranților despre fața lui Adam. Ceea ce înseamnă că legea atranților era facerea din Biblie. Mai mult decât atât, acolo se spune că sanscrita este pica atranților. În afară de asta, mă bazam pe câteva 200-300 cuvinte genice cuvese și încă pe ceva un dicționar de arhaisme și regionaliste al lui Burcă și Constantinescu și nu gândeam că va fi de atât de folos cât a fost atunci. De lucrare, de acest lucru, s-au ocupat echipe mari de deșifrare. Au detectat codul secret militar. Dar a făcut un lucru bun. Au scris au făcut niște alfabete. Eu am luat decât primele 5 alfabete din ei, pus alfabetul titanilor și am căutat să văd care litere corespunde la cel puțin 3 alfabete de aceși. Norocul meu a fost că pocălarea mea foarte repede în afară de urmă și am găsit încă 6-7 consoane. Am luat ce știam cu vindere care corespundeau acel găsisem eu și spre surprinderea mea am înțeles era scris, adică deșifrarea era românesc. După aceea am luat cuvinte în care s-au litere și așa mai departe am avut un alfabet. După ce am făcut alfabetul acesta, am început să deșifrez sau să descriu pagini din manuscris. Și cu cât le deșifra mai mult, pe tot era mai subtrat, adică pe mine m-a interesat socialul în civilizația titanilor. Se știe că civilizația titanilor era mult mai dezvoltată decât a noastră. Și pentru asta vă dau două gazi. În primul rând, pe vremea lui Saturn. În Satoshi Osiris, în nordul Africii, era un rege, Osiris, care spune că a cerut că până și o ființă particulară să aibă 4 sau 5 etaje. Ceea ce te încălzește. În zilele noastre aveam locuințe cu parter și ei aveau locuințe cu 4 sau 5 etaje. Asta găsiți în următor cartea mea. Al doilea se spune că Saturn în India, ca să mai India, avea o armă care iradia 10.000 de soare. Reține, nu lumina 10.000 de soare, iradia. Ceea ce înseamnă că, în ce cu gândul, nu numai la bomba atomică de hidrogen, ci mai departe.
Deci, cineațelor era foarte demodat și mă interesa socială. Cu cât citam socială, mă tot era mai supărat, pentru că era ca și în zilea noastră. Era și oameni buni și răi și oameni franciști și buni, erau, în sfârșit, tot caracterul care este și astăzi. Atunci mi-am dat seama de un lucru. ADN-ul nu se schimbă. ADN-ul a rămas același decât observa ADN-ul dacă varianța acesta de mediu, transformarea acestei modificare. Am publicat, am luat din manuscrit decât ce era cu tuș, așa, să mai între bine controlate, să nu fie discuții după aceea. Și am publicat un material, tot și al treilea care te publicai de la când deschidea manuscrisul, era un test. Și acela a fost publicat în carte și se spune despre vremea aceea, era vorba despre înviere. În vremea aceea era și înviere sărbătoare, acolo era decât înviere. Dar asta mare este deșifrarea manuscrisului. Ce vreau să spun este următorul lucru, că găsesc în Biblie, în pagina, în capitolul 1, această habila, rahia, care se zic habila, înseamnă parahia. Și este primul om care a apărut pe pământ. De aici a început viața pe pământ. În capitolul 2, se vorbește că Domnul, pentru că e Tatăl Ceresc, a luat pământ cu apă, i-a făcut Hristos și-a făcut Adam și Eva. Care se spune că acolo nu mai puși, ca să fie și pe esență divină. Vedeți ce se întâmplă aici în prima parte, se zice că Domnul, în ce sunt Domnul și Înger. Domnul a luat un Înger și l-a făcut om și om care nu avea nume, care numesc Zanus. Dincolo Adam și ca să Adam și Eva ca să aibă și nuanță divină, s-a dus în Adam. Și acolo șartele și măr. Dar șartele, toate dicționarele, este simbolul inteligenței. Mai mult decât atât, Iisus spune că să fiți aproape la apostolii săi, să fiți inteligenți ca șerpi. Deci și mărul era cunoștere, muncă de cunoștere. Deci inteligența se naște, cunoașterea se face primul. Acestea două dă memoria. Și mai trebuie și memoria tacilor. Tacilor și acestor, de fapt, vorba aceeași limba. Asta era o categorie. A doua categorie era dacă murea curajul să luptă. Și a treia categorie era prin urmaș. Și atunci mi-a dat seama de vorba românească, un copil este sângele lui și sufletul lui. Deci omul trăiește prin urmaș. El nu moare. Trăiește prin urmaș. Și atunci am văzut pe columnă, am văzut un copil extraordinar. Era copac și dacul care este mort. Era nemuritor. Copacul face fruct. Din fruct îi face acoperi. Degeaba te-ai copacul, că îi rămâne prin urmașul său. Aceasta este un esență și ce am scris și în care mai... Mulțumim!